Povestea numelor. Ana este unul dintre numele cel mai răspândit, atât la noi, cât și în întreaga lume creștină. După cum Ioachim n-are corespondent feminin, nici Ana nu are corespondent masculin. De la el s-au format și nume derivate, ca Aneta și Anca, sau compuse, ca Mariana, Ana Maria, Anabela. Diminutivele sunt destul de numeroase: Anișoara, Anica, Anita, Anuța, dar și sub influență occidentală, Ani sau Anita. Originea numelui este evreiască, acesta fiind rudă cu masculinul Anania și având semnificația Iahve a avut milă sau Iahve s-a îndurat. Anastasia. Pe 22 decembrie este pomenită Sfânta Mare Muceniță Anastasia, martirizată pentru Hristos la 25 decembrie 304. Numele creștine Anastasie și Anastasia se trag din cuvântul grecesc Anastasis sau Anastaseos, care înseamnă înviere, sculare din morți. Tipul de icoană care poartă acest nume înfățișează pogorârea Domnului la iad, asociată învierii sale din morți. La noi, numele a circulat de timpuriu, sub forme felurite. Astăzi tot mai rare: Anastase, Năstase, Nastasia, Nastu, Năstuța, Tase. Multe s-au păstrat numai ca nume de familie: Anastasiu, Anastasescu, Năstase, Nasta, Naste. Andrei. Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la propovăduire, este conform tradiției și primul care a adus creștinismul pe meleagurile noastre. Este prăznuit pe 30 noiembrie, iar luna calendaristică următoare, decembrie, îi poartă în mod tradițional numele Undrea sau Indrea. Numele Andrei nu este, cum s-ar putea crede, de origine evreiască, ci grecească. Andreas stă în legătură cu Andreea, bărbăție, îndrăzneală, de la Aner, Andros, bărbat. Forma curentă este Andrei, feminin Andreea, diminutivul Andi. În vechime, limba română a cunoscut și alte forme: Andri, Andruța, Andrieș, Andreica. Unele dispărute cu timpul, altele păstrate doar ca nume de familie. Antim. Pe 3 septembrie e pomenit în calendarul ortodox Sfântul Sfințit Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei, iar pe 27 septembrie îl prăznuim pe Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul, întemeietorul mănăstirii bucureștene, care-i poartă numele, gruzin de origine, dar de plin romanizat. Numele Antim, astăzi foarte rar ca nume de botez, este de origine grecească și înseamnă înfloritor, de la Antos, floare, ori poate de la Anto, a înflori, sau în sens figurat, prosper. Antemiosera, un nume frecvent în greaca veche, devenit în neogreacă Antemis și Antimos, iar Antemia, cea înfloritoare, cu varianta Anteia, era supranumele unor zeități feminine, cum ar fi Afrodita sau Hera. Antipa. Pe 10 ianuarie e pomenit în calendarul ortodox cuviosul Antipa de la Calapodești. Numele de oarecare răspândire la începuturile creștinismului se întâlnește astăzi extrem de rar ca nume de botez.
originea lui este grecească, constituind o prescurtare din Antipatros, cel ce este împotriva tatălui, dar și cu semnificația de opus sau potrivnic. La noi este întâlnit mai ales ca nume monahal. Ca nume laic, cunoaște și varianta Antip. Constantin. De origine latină, numele vine de la Constans, Constantis, constant sau ferm. Cel mai de seamă purtător al lui a fost Sfântul Împărat Constantin cel Mare, ce a pus capăt persecuțiilor anticreștine, a convocat primul sinod ecumenic și a întemeiat Constantinopolul. La români, principalul purtător al numelui a fost Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Înrudite direct cu Constantin, sunt nume precum Constantiu și Constanța, și mai rar întâlnit Constantina. Constant a ajuns la noi relativ recent pe cale cultă. În limba veche era curentă forma Constandin. Din aceeași familie mai fac parte Costea, Costache, Costin, Codi, Dinu, Dina, Tinu, Tina, iar dintre diminutive trebuie consemnate măcar Costel, Costi, Costaș, Costică, Ticu, Titi, Titel, Dinicu, Dini, Tinuț, Tinel, sau femininele Tanța, Tănțica, Tanții. Cristian. Cristian și Cristiana stau în legătură cu numele lui Hristos și cu denumirea de creștin, fiind atribuite cu precădere celor născuți de Crăciun sau în apropierea Crăciunului. Formele moderne par să aibă la bază mai ales numele latine Christianus și Christiana. Forme grecești sunt Christianos și Christina. Din aceeași familie onomastică, fac parte la noi vechile Cârstea, Cristel, Cristea, Cristache, Hristea, Hristu. Diminutivele cele mai frecvente sunt Cristi și Cristinel. În vechime erau mai numeroase decât astăzi, compuse ca Cristofor, Hristofor, Cristodor, Hristodor, de proveniență grecească. Daniel. Cuviosul Daniel Sihastrul, duhovnicul lui Ștefan cel Mare, este pomenit pe 18 decembrie. Daniel este numele unui important profet biblic, însemnând în evreiește Dumnezeu m-a judecat. În româna veche a circulat mai ales forma Daniel, păstrată în limbajul bisericesc. Deși nu-i sigur, Dan, cu diminutivul frecvent Dănuț, cu femininul mai nou Dana și cu numeroase alte derivate, ar putea fi o prescurtare de la Daniel. Dumitru. Pe 26 octombrie este cinstit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, iar pe 27 facem pomenirea cuviosului Dimitrie cel Nou Basarabov, din Basarabi, ocrotitorul Bucureștilor. Originea numelui e grecească și amintește de vechea zeiță Demeter. Creștinismul a impus numele masculin Demetrios, explicat uneori ca simplificare a lui Demometer, maica poporului. Demos popor, meter mamă, pronunțat în neogreacă Dimomitir. La noi, pe lângă numele bărbătești Dumitru, Dimitrie, cu prescurtări ca Mitrea, Mitru, Mitu, Dima și diminutive ca Mitruș, Mitruț, Mitrel, Mitrică, Mituș, Mitel, Miti, sub influență occidentală,
există și numele femeiesc Dumitra, de unde Mița și alte forme diminutivate. Elena. Străvechiul nume Helen este explicat de unii torță, făclie, dar și foc sacru, la sărbătorile numite Helenia, dedicate zeiței Artemis, iar de alții, prin lumină arzătoare a soarelui, cu presupunerea că Helena ar fi fost o străveche divinitate indo-europeană a luminii solare. Dacă în lumea păgână cea mai faimoasă purtătoare a acestui nume fusese Elena din Troia, în lumea creștină cea mai vestită Elena este mama împăratului Constantin cel Mare, descoperitoarea la Ierusalim a crucii lui Hristos, mutată la Domnul în anul 327. Elena continuă să fie alături de Maria cel mai răspândit nume femeiesc din lumea creștină. La noi sunt cunoscute forme ca Elina, Ilina, Ileana, Leana, Leanca, Ilinca, Elenca, iar ca diminutive, Ilenuța, Ilenușa, Ilinuța, Lenuș, Lena, Leni. Eugenia. Sfânta cuvioasă Eugenia este cinstită în Biserica Răsăritului pe 24 decembrie, în vreme ce apusenii o pomenesc pe 7 februarie. Vechile nume grecești Evgenios și Evgenia, în neogreacă Evgenes și Evgenia, însemnând de bun neam. La noi s-au folosit relativ târziu, începând prin secolul al XVII-lea. Formele noi sunt neolatinești și se recunosc din pronunția cu U și G. Eugen, Eugeniu, Eugenia, Genu, Gena, Genia. De aici și diminutivele Geni, Genel, Genica. Filip. Pe 5 octombrie este pomenit Sfântul Mucenic Filip, Mitropolitul Moscovei, iar pe 11 îl pomenim pe Sfântul Apostol Filip din Ierusalim. Românescul Filip îl reproduce pe grecescul Filipos, nume foarte răspândit în Grecia antică și în Vechea Macedonie. A fost numele tatălui lui Alexandru cel Mare, însemnând iubitor de cai. Masculinul Filip are derivate ca Filipache, Pache, Filipan, Lipan, Filipin și corespondente feminine precum Filipa, Filipia, Filipina, nume tot mai rare astăzi. Gavril. Apare în ambele testamente drept călăuzitorul spre adevăr și vestitorul ceresc cel mai de seamă al cuvântului dumnezeiesc, fiind cunoscut mai ales datorită profetului Daniel și evanghelistului Luca. Gabriel înseamnă în evreiește Dumnezeu a fost puternic, trăgându-se din rădăcina verbală gabar, a fi puternic, alipită numelui dumnezeiesc El, prescurtare de la Elohim. Ghelasie. Pe 6 iunie este pomenit Sfântul Mucenic Ghelasie, mort prin sabie, iar pe 30 iunie îl cinstim pe Sfântul Ierarh Ghelasie, arhiepiscop al românilor transilvăneni din secolul XIV, canonizat abia în 1992. De origine grecească, numele, astăzi foarte rar ca nume de botez, dar încă frecvent ca nume călugăresc sau ca nume de familie, stă în legătură cu gelaseio, a zâmbi, a fi vesel. Ca semnificație, este echivalent cu hilarios,
vesel, plăcut. Regăsit și la noi sub formele Ilarie, Ilaria, Ilarion și cu neoșul Bucur, ce a dat numele Bucureștiului. Ghelasie este atestat la noi, mai ales în Moldova și Transilvania, sub forme ca Ghelase, Ghilasa, Ghelafil, Ghilasie, Ghelea, Ghilea, Lasie, dar și Velase sau Velasie. Gheorghe. Sfântul mare mucenic Gheorghe este sărbătorit pe 23 aprilie, dar în calendarul lunii găsim și alți purtători ai numelui Gheorghe, precum cuviosul de la Maleon, pe 4 aprilie, sau episcopul Mitilenei, supranumit Mărturisitorul, pe 7 aprilie. Numele e foarte răspândit în lumea creștină, iar originea lui e grecească, Georgios, de la Georgos, țăran, lucrător al pământului. La noi, formele tradiționale Gheorghe, cu diminutive ca Gheorghița, Ghiță și așa mai departe, sunt tot mai concurate de formele neologice latinizate, George, Georgeta, Georgian. Grigore. Pe 10 ianuarie este cinstit Sfântul Grigorie de Nisa, iar pe 25, Sfântul Grigorie de Nazianz, zis și teologul, care este și unul dintre sfinții trei ierarhi, prăznuiți la oaltă pe 30 ianuarie. În grecește, Gregorios înseamnă cel treaz, veghetorul. Limba bisericească păstrează forma veche, Grigorie, dar în limba modernă s-a impus forma Grigore, de unde și prescurtarea Gore. Haralambie. Sfântul sfințit mucenic Haralambie figurează în calendarul bisericesc pe data de 10 februarie. Rar astăzi la noi ca nume de botez, dar bine reprezentat ca nume de familie, Haralambie, nume specific creștin. Are origine grecească, fiind compus din chara, care înseamnă har sau grație divină, și lambos, lumină, strălucire, deci tâlcuindu-se, lumină harică sau strălucire a harului. În aria românească se întâlnește și sub forme ca haralamp sau haralampie. Mai rar întâlnim haralampii sau haralambii. Iacov. În luna octombrie sunt cinstiți atât Sfântul Apostol Iacov, al lui Alfeu, pe data de 9, cât și Sfântul Sfințit Mucenic și Apostol Iacov, ruda Domnului, pe data de 23 octombrie. Numele de Iacov sau Iacob provine din ebraică și după unii ar avea semnificația Dumnezeu a apărat. Tradiția biblică îi atribuie semnificația cel care ține de călcâi. La noi sunt tradiționale formele Iacov, Iacovachi. Ca nume de botez este tot mai rar și nu are corespondent feminin. Ioachim. Pe 9 septembrie, imediat după marele praznic al nașterii Maicii Domnului, biserica îi prăznuiește pe sfinții și drepții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. Ioachim e mai rar astăzi ca nume de botez, fiind mai des întâlnit ca nume călugăresc. În lumea tradițională, el era însă destul de frecvent, fie ca atare, fie în diferite forme prescurtate. Iachim, Achim, Ichim, devenite ulterior nume de familie. Numele n-are corespondent feminin, iar originea lui este evreiască,
cu semnificația Iahve, Dumnezeu. Dumnezeu a îndreptat sau Iahve a ridicat. Ioan. Cei mai iluștri purtători ai acestui nume au fost Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Apostol Ioan, pomenit chiar în mai pe data de 8. Tradiția românească îl numără între alții pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul, pe 12 mai. Aproape 3 milioane de români și românce poartă numele de Ion, forma neaoșe Ioan Ioana, fie ca atare, fie în diferite variante: Ionel, Nelu, Ionică, Nica, Ionuț, Onuț, Ionela, Nela, Oana. Numele e de proveniență evreiască și înseamnă Iahve Dumnezeu a avut milă. Irina. Pe 6 aprilie e trecut în calendar Sfântul Mucenic Irineu, episcop de Sirmium, iar pe 16, Sfânta Muceniță Fecioară Irina, pomenită la oaltă cu Agapia și Hionia. Deși relativ frecvent ca nume călugăresc, masculinul Irineu e tot mai rar întâlnit astăzi ca nume de botez. Mult mai răspândită e forma feminină Irina, care se trage direct din substantivul grecesc Eirene, pace. Iuliu. Pe 18 mai e pomenită de biserică Sfânta Mucenică Iulia, iar pe 27, Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul. Originea numelui Iuliu, Iulia, e latinească. Cert este că avem de-a face cu două vechi nume gentilice. Din ele au derivat, între altele, și Iulian sau Iuliana, ajunse la noi pe cale cultă. Maria. Este un nume pentru care s-au avansat peste 60 de soluții etimologice. După fericitul Ieronim, traducătorul Vulgatei, care îl explică prin limba ebraică, acest nume ar însemna picătură de mare, în latină, sau Stila Maris, de unde și Stella Maris, steaua mării, de mai târziu, celebra denumire a fecioarei în imnologia apuseană. Dar numele evreiesc Mariam sau Miriam ar putea fi de străveche origine egipteană, trăgându-se din verbul mri, a iubi, cu sufixul afectiv ebraic am, deci cea dragă, cea iubită. Marta. Deodată cu cuviosul Simeon, stâlpnicul, e cinstită și cuvioasa Marta, maica sa. Numele Marta e de origine biblică în Noul Testament. Îl poartă una dintre cele două surori ale lui Lazar. Numele ar fi putut pătrunde și pe filieră latină. Latinul Marta, un cognomen din epoca republicană, și atunci ar putea fi în legătură cu Martin și cu derivatele acestuia Martina, Martian, Martinian, explicate de obicei ca și numele lunii martie, prin teonimul păgân Mars, Martis, zeul războiului la romani. Mihai. Pe 8 noiembrie este marele praznic al Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, numiți în tradiția românească și Sfinți Voievozi ai oștirilor cerești. Mihail este împlinitorul dreptății dumnezeiești, purtând în mâna dreaptă sabia de foc. La porunca Domnului, el l-a alungat din cer în beznele adâncului pe Lucifer, îngerul răzvrătit. Dintre formele mai vechi, multe au supraviețuit doar ca nume de familie,
Mihăilă, Mihalache, Mihalcea, Mihu. Nicolae. La 6 decembrie este prăznuit Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendar. De origine grecească, Nicolaos, numele este format din două cuvinte, Nic, victorie, de la Nicao, a învinge, și Laos, popor, putându-se tălmăci prin obșteasca biruință. Forma latină Nicolaus stă la baza formelor moderne. La noi, forma cea mai veche pare să fie Nicoară, de unde popularul San Nicoară, iar cea mai răspândită în timp și spațiu, Niculae. Nicolae este o formă mai recentă, ca și femininul Nicoleta. Alte forme atestate sunt Nicola, Nicula, Necula, Neculai, iar pentru femei, Nicolina sau Niculina. Paraschiva. Sfânta cuvioasă Paraschiva, sărbătorită în ziua de 14 octombrie, este socotită ocrotitoarea României. Numele este specific creștin și are origine grecească. Parascheue, pregătire, dar și ziua de vineri, vinerea fiind ziua de dinaintea sabatului, de unde denumirea populară de Sfânta Vineri, atribuită nu doar sfintei propriu-zise, ci și unui personaj feminin fantastic din bazmele și legendele noastre, ce pare mai degrabă imaginea încreștinată a unei vechi zeițe păgâne, ca și personificarea altor zile ale săptămânii, mai ales Sfânta Miercuri și Sfânta Duminică. Forma Parascheva este una grecizantă, la noi formele tradiționale fiind Paraschiva, cu diminutivele Chiva sau Chivuța, și Paraschiv, cu diminutivele Chivu, Chivuț, astăzi destul de rare ca nume de botez. Pavel. Este forma românească a lui Paul, din latinescul Paulus, explicat prin adjectivul Paulus, mic, încetățenită sub influența greco-slavă. Paul sau Pavel, supranumit apostolul neamurilor, s-a adăugat mai târziu cetei apostolice, după vestita convertire de pe drumul Damascului, când a avut vedenia luminoasă și a auzit glasul Domnului. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Din prigonitor al creștinilor, Saul devine sub noul său nume, interpretat ca expresia smerenei primenitoare, cel mai asidu propovăduitor al cuvântului evanghelic, sfârșind martirizat la marginea Romei. La noi, formele cele mai răspândite ale numelui au fost Pavel, Pavlu, Pavle, iar pentru femei Pavelina, Paulina, Polina, cu diminutive rare ca Paulica, Paveluța. Petru. Nume corespunzând grecescului Petros și Aram, Chepa, cu înțelesul de piatră sau stâncă. La români, Sfântul Petru este prezent deopotrivă în tradiția folclorică San Petru și în cea bisericească. Moștenit din latina populară în forma Chietru, San Chietru, de la Sanctus Petrus, numele a fost reintrodus ulterior pe filiera greco-slavă, formele lui românești cele mai răspândite fiind Petru, Pătru și Petre. Țava. Pe 12 aprilie este pomenit Sfântul Mucenic Sava de la Buzău. Numele Sava sau Savu
care astăzi apare la noi aproape exclusiv ca nume de familie, cu numeroase derivate, Săvescu sau Săvulescu, are o etimologie controversată. Unii l-au pus în legătură cu vechea așezare Sabates, din Etruria, sau cu vechea regiune Sabina, din Italia centrală. În onomastica monahală, dăinuiește mai ales derivatul Savatie, iar în cea mirenească, Savin sau Savina, în concurență cu formele neologice Sabin, Sabina. Silvestru. Sfântul Silvestru, fostul episcop al Romei, despre care se spunea că l-ar fi botezat pe Sfântul Constantin cel Mare, este pomenit pe 2 ianuarie. Numele este de origine latină, adjectivul silvester, de pădure sau pădurean. Astăzi, Silvestru apare aproape exclusiv ca nume de familie. Simion. În prima zi a anului bisericesc, este prăznuit cu viosul Simeon, stâlpnicul, mare ascet și rugător din secolul V, despre care se spune că s-a nevoit 47 de ani în vârful unui stâlp. Purtat de mulți sfinți creștini, numele Simeon sau Simion e de origine evreiască. A fost numele dreptului Simeon, bătrânul care l-a mărturisit în templu pe pruncul Iisus ca mântuitor, dar și al celui mai vârstnic dintre apostoli, Simon Petru. Ștefan. Pe 27 decembrie este ziua Sfântului Apostol și Arhidiacon Ștefan, cel dintâi mucenic al creștinității. Numele este de origine grecească și înseamnă coroană, ghirlandă, cunună, cu care erau încununați învingătorii. La noi, formele curente au fost și sunt Ștefan și Ștefania. Mai recent, a apărut și forma feminină Ștefanela, ce pare a fi prins mai bine decât vechea Ștefanida, numele unei mucenițe trecute în calendar. Teodor. Numele creștin Teodor e bine reprezentat în calendarul lunii februarie, Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, pe 11 Sfânta Teodora Împărăteasa, pe 17 Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron. Originea este grecească, compunându-se din Teos, Dumnezeu, și Doros, dar, darul lui Dumnezeu. Numele este foarte răspândit până astăzi și din el se trag la noi forme ca Toader, Tudor, Tudora, Doru, Dora, Dorin, Dorina. Numele corespunde ca înțeles și structură evreiescului Matei, latinescului Deodatus și slavului Bogdan. Toma. Pe 6 octombrie, biserica îl cinstește pe Sfântul Apostol Toma. Toma înseamnă frate geamăn, de unde și supranumele grecesc al apostolului Toma, Didimos, geamănul. Având demnitatea apostolică, numele Toma e bine reprezentat în calendarul creștin. În română, numele a avut multe forme care n-au rezistat timpului sau au supraviețuit doar ca nume de familie. Toman, Tomus, Thomas, Tomos, cu corespondente feminine precum Tomana, Tomina, Tomuța. Toma, nume de botez încă destul de frecvent, are astăzi ca principale diminutive pe Tomiță și sub influența apuseană Tomi. Vasile. Luna ianuarie începe cu praznicul Sfântului Vasile cel Mare,
sărbătorit și pe 30, ca unul dintre cei trei sfinți ierarhi. Numele, foarte răspândit în toată lumea creștină, provine din grecescul Basileios, ce la rândul lui stă în legătură cu Basileos, rege, împărat. La noi e curentă astăzi forma Vasile, cu prescurtarea populară Sile. Feminine ca Vasila sau Vasilca se întâlnesc astăzi destul de rar, fiindu-le preferat mai grațiosul Vasilica. Diminutivele mai frecvente sunt Vasilică sau Vasilica și Sică sau Sica. Zaharia. Sfântul proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul și preotul care a încredințat-o pe Maria lui Iosif, figurează în calendarul bisericesc la data de 5 septembrie. Nu trebuie confundat cu prorocul Zaharia din Vechiul Testament, pomenit la ortodoxi pe 8 februarie, iar la catolici pe 6 septembrie. Numele Zaharia, exclusiv masculin, e de origine evreiască și înseamnă Iahve și-a adus aminte. La noi a cunoscut și forme ca Zaharie, Zahara, Zaharca, Zaria, diminutivele preferate fiind Zăhărică și Zahu. Producător, Zoom Studio România. Scenografie și montaj, Doru Degeratu. Povestitor, Cecilia Chițan.